Bună ziua! Vreau să vă prezint sistemul meu de încălzire a apei pentru o piscină. După cum observați, este o piscină Intex de 5,70 m sau 5,90 m pe 2,80 m, ceva de genul ăsta, la 1,30 m înălțime, deci are 17 metri cubi piscina. Și ăsta este tot de mine făcut, un derulator pentru prelasa de piscină, care e foarte bun, atâta că țeava asta de 40 este subțire și se îndoaie și ori va trebui să bag prin ea o țeavă metalică, ori să pun una mai solidă aici. Dar își face treaba și așa. Așa, după cum v-am spus, vă prezint sistemul de încălzire, care este undeva acolo, pe magazia asta, la care am atașat o pompă, care este mult mai mare decât trebuie. Observați că asta nu e deschis la maxim, că dacă îl deschid la maxim, e presiunea foarte mare și deoarece pompa este o pompă de suprafață destul de puternică, de 3 metri cub pe oră, și e mult prea mult pentru încălzitoare, dar fiind în târg am achiziționat-o cu 75 de lei, deci este mai ieftină decât o pompă din asta mai micuță la 12V sau la depinde. Cu toate că traseul este destul de lung, sunt aproape 200 de metri de țeavă, veți vedea și sus cum este. Veți vedea panourile concret. Ăsta este pentru pompă, pentru pompa de la piscină. Acum n-am mai lăsat-o. Deci un filtru cu nisip la care i-am schimbat pompa. Este o pompă de 10 metri cub pe oră. Observați. Deoarece pompa cu care era venită era o pompă de 3 metri cub pe oră și nu făcea față, azi ca să opresc sau ne auzim, nu făcea față la aspirator, de exemplu, un aspirator ăsta automat, care merge prin presiunea apei, așa, și recomandă minim 6 metri cub pe oră să aibă. Și pompa mea de 3 și un pic nu făcea față, și atunci am schimbat cu pompa asta, care este luată tot din târg și, dacă vă spun drept, a costat 100 de lei. Era blocat rotorul pentru că, având răcire și cu apa, a fost lăsată probabil mult timp să nu meargă și să blocase. L-am deblocat, l-am uns și merge perfect pompa. Bun, și acum să vă arăt și sus cum sunt panourile. Deci ăsta este sistemul deja montat pe casă, pe magazie, este pe o magazie. La început am făcut pe acestea două și la urmă am mai făcut unul dublu, care are cam aceeași lungime de țeavă. Este țeavă de irigații de 16 sau tub orb, cum mi se spune, adică fără găuri. Așa, pentru primele două am folosit 90 de metri în total. Și aceasta are 80 de metri total, deci vedeți, sunt legate în serie, intră pe acolo, pe aici ies, aici intră, pe aici ies. Există tot felul de fittinguri pentru
țevile de 16, inclusiv reducții adaptoare de la țevile astea de 16, cum sunt acolo în capăt, la țeavă de 20 de PHD. Și își fac treaba foarte, foarte bine. Deci reușesc să încălzesc o piscină, ca să vă și arăt, întâi de sus. Deci piscina este aia. Deci este o piscină de 17 metri cub de la Intex. Are 5,70 m pe 2,70 sau ceva de genul ăsta, 6 pe 3. Așa, înălțime de 1,30 m. Observați că am vopsit în negru cutiile ca să absorbă căldura cât mai mult și le-am acoperit cu plexiglas, cea acestea două cu un plexiglas mai gros, aceea cu unul mai subțire, pentru că nu e nevoie de plexiglas foarte gros. Asta ca să țină căldura înăuntru, deci înăuntru acolo e un cuptor când bate soarele. Și după cum observați, am și un copac, deci un pic de umbră, dar ăstea în maxim o oră nu va mai fi nici acolo umbră. Okay. Bun, și acum să vedem rezultatele. Avem aici un termometru. Întâi măsurăm temperatura apei. Lăsăm un pic să... A stat mai la soare termometru. 24,6. Se reduce chiar mai jos, 0,5, să zicem un 24,3. Ba, uite, deja e 24,3. 0,2, 0,1. Bun, și acum haideți să vedem la ieșirea. Hop. Îl pot pune acolo. Asta este ieșirea. Să vedeți, pompa merge de vreo 2 ore, neîntrerupt. Trei de grade chiar. Trei virgulă patru, 33,6. 34. Deci, de la 24 la 34, deci cu 10 grade mai mult îmi bagă în piscină, având atâția metri cubi. Pot să vă spun că ieri a funcționat 8 ore încălzirea, așa, și mi-a încălzit piscina cu 3 grade și jumătate. Și avea 21 și ceva. Deci cam asta ar fi, după cum vedeți, și vă doresc spor la treabă, vară frumoasă și baie cât mai mult în piscină.